11 august. Marile lucruri mici. Prindeți vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Cântarea cântărilor 2:15. Dumnezeu ne cere să fim drepți în problemele importante, în timp ce ne spune că credincioșia în lucrurile mici ne va face potriviți pentru pozițiile mai înalte de încredere. Însușirile bune pe care mulți le posedă sunt ascunse și în loc să atragă suflete la Hristos, ei le resping. Dacă aceste persoane ar putea vedea influența felului lor necuvincios de a fi și a expresiilor lipsite de amabilitate asupra necredincioșilor și cât de neplăcută este în ochii lui Dumnezeu o astfel de conduită, ei și-ar schimba obiceiurile, căci o lipsă a politeței este una dintre cele mai mari pietre de potignire pentru cei păcătoși. Egoismul, murmurul nemulțumitor, creștinii supărăcioși blochează drumul astfel încât păcătoșii nu doresc să se apropie de Hristos. Dacă ne-am putea uita sub partea de suprafață a lucrurilor, am vedea că jumătate din mizeria vieții se datorează privirilor încruntate și vorbirilor răutăcioase, care ar putea fi ocolite cu aceeași ușurință cu care nu sunt. Mulți fac un iad pe pământ atât pentru ei cât și pentru acei pe care i-ar putea mângâia și binecuvânta. Aceștia nu sunt vrednici de numele de creștini. Unele persoane vorbesc într-o manieră aspră și neprietenoasă, care rănește simțămintele altora și apoi se justifică spunând: așa este felul meu de a fi, eu întotdeauna spun ceea ce gândesc. Și ei înalță această trăsătură stricată de caracter ca pe o virtute. Comportarea lor grosolană trebuie mustrată cu fermitate. Acele cuvinte grosolane ar trebui lăsate nerostite. Acea indiferență egoistă față de fericirea altora ar trebui să lase loc compătimirii și considerației. Adevărata amabilitate împletită cu adevărul și dreptatea vor face viața nu numai folositoare, ci ca pe o mireasmă. Integritatea, dreptatea și bunătatea creștină, legate împreună, formează o combinație minunată. Amabilitatea este una din roadele Duhului. Ea este un atribut ceresc. Îngerii niciodată nu cad în vreo patimă. Niciodată nu sunt invidioși, egoiști sau geloși. Niciun cuvânt aspru sau neprietenos nu le scapă de pe buze. Și dacă noi trebuie să fim în compania îngerilor, noi tot așa trebuie să fim. Amabili și rafinați.